În perioada 10 iulie-31 august, inspectorii sanitari veterinari au efectuat o serie de controle în scopul prevenirii toxi-infecțiilor alimentare. Controlele au fost făcute în zonele de interes turistic, când afluxul de turiști din județ, precum și comercializarea și consumul unor cantități de alimente de origine animală, au crescut considerabil. S-au intensificat controlele în vederea verificării respectării condițiilor de igienă, a modului în care se produc, depozitează, transportă și valorifică carne sau produsele din carne, laptele sau produsele lactate destinate consumului uman, precum și alte produse de origine animală și non-animală. Au fost controlate 351 de unități autorizate sau înregistrate veterinar, aplicându-se 18 sancțiuni în valoare de 120.800 de lei, din care 17 amenzi în valoare de 119.600 de lei la 15 unități de alimentație publică pentru abateri de la normele de igienă, manipularea produselor alimentare de origine animală cu încălcarea normelor de igienă, etichetare sau depozitare neconformă, funcționare fără obținerea documentului de înregistrare sanitar-veterinară, precum și o amendă în valoare de 1.200 de lei la marketuri, supermarketuri, magazine alimentare pentru abateri de la norma de igienă și etichetare sau depozitare. De asemenea, au fost sancționate un număr de 21 de unități cu avertismente.